Hei, salutare IT-șilor și bine v-am regăsit la un nou mini-tutorial pe canalul Vlog de IT. Un mini-tutorial despre partea de minifiere a codului atunci când facem un website sau o aplicație web. Ce înseamnă această minifiere? Păi, practic, minifierea e reducerea dimensiunii unui fișier prin ștergerea caracterelor inutile, a comentariilor și a spațiilor. Practic, e tot codul pe care îl scriu într-un fișier JavaScript, CSS și uneori chiar HTML și îl comprime. Adică îl scrii tot pe o singură linie, fără spații, fără comentarii, fără nimic în plus care nu ar fi folosit în aplicația sau website-ul tău. De ce avem nevoie de așa ceva? Păi e foarte simplu, loading time, performanță, SEO și așa mai departe. Toate acele spații extra, indentarea codului, comentariile și ce alte lucruri mai pui tu acolo în cod care nu sunt esențiale, adaugă ceva în plus la dimensiunea fișierului. Și cu cât e fișierul mai mare, cu atât durează mai mult să se încarce, cu cât durează mai mult să se încarce, vei avea un rang puțin mai jos pe partea de SEO, pentru că Google ține cont de viteza de încărcare a website-ului tău. De asemenea, sunt multe hosting-uri share care au limitare pe partea de bandwidth, adică tu nu poți să folosești acea resursă a serverului să tot încarci fișiere de pe acel server mai mult de 1 GB sau mai mult de 10 GB sau o dimensiune de genul acesta. Adică dacă fișierul tău are 1 mega, dacă tot website-ul tău are 1 mega sau pagina pe care intră cineva are 1 mega și tu, să zicem, ai o limită pe hostingul tău de 10 mega, înseamnă că în fiecare zi sau în fiecare lună doar 10 persoane pot să intre pe website-ul tău și să îl vadă. Pe urmă o să fii blocat de hosting sau va trebui să plătești niște bani în plus, chestii de genul acesta. Bine, asta se aplică și în cazul în care ai un hosting, nu știu, pe Amazon, în cloud sau alte servicii de acest gen, plătești pe cât de multe resurse folosești. Atunci când ai 1000 de utilizatori pe site-ul tău, 10.000, 100.000, fiecare kilobyte contează, pentru că dacă înmulțești 10.000 de vizitatori pe zi cu 10 kilo cât ar avea în plus fișierul tău dacă nu le minifia, se ajunge la o dimensiune destul de mare, va trebui să plătești ceva în plus, site-ul va merge mai încet, rankingul pe Google va fi puțin mai jos și practic vei avea mai multe mini probleme din astea pe capul tău. Deci e bine să minifiem codul, cel puțin parte de HTML și CSS. Bun, acum hai să trecem la calculator și să vedem cum se face chestia asta, ce tool-uri ne pot ajuta și pe urmă mai discutăm despre niște detalii. Am aici un fișier foarte mic CSS care poate corespunde oricărui CSS pe care l-ai scris tu. Adică am niște comentarii, am niște cod indentat, am niște spațieri, am tot felul de lucruri pe care le face practic oricine. Hai să vedem cum ar fi acest fișier dacă l-am minifiat. Păi practic ar dispărea toate comentariile și toate spațiile inutile. Deci ceva de genul acesta. Ok, ok, ok. Și mai avem niște spații aici. Și unul aici. Ok. Cam așa ar arăta codul nostru minifiat. Observ că deja ocupă mult mai puțin spațiu, sunt mai puține caractere și totul e mai mic. Asta se traduce într-o performanță mai bună pentru website-ul sau aplicația ta web. Hai să vedem acum și un exemplu real. Sunt pe website-ul Poliției Române, dau un F12 ca să deschid Development Tools și voi merge aici pe zona de Network. Am făcut Disable la Cache ca să nu fie păstrat nimic și rămânem pe partea de CSS să vedem doar fișierele CSS din această pagină. Primul fișier CSS care se încarcă e aici. Style.css, care văd că are, două secunde să vedem, are 185 de kilo. Hai să vedem și timpul în care se încarcă. Avem aici timpul 64 de milisecunde. Nu e un timp foarte mare, e un timp merge, să zicem că merge, deși se poate îmbunătăți și bineînțeles pot exista fișiere CSS mult mai mari. Bine, am copiat acest fișier la mine pe calculator, l-am aici, 184 de kilo,
și voi merge în continuare și îl voi deschide ca să îl vedem. Cam așa arată. E practic un fișier ca cel dinainte pe care l-am făcut la Minifia eu manual, doar că aici sunt foarte multe linii de cod. Sunt, uitați, aproape 9000 de linii de cod, sunt foarte multe comentarii, foarte multe spații, deci nu există, nu aș putea face minifierea de mână aici. Atunci ce facem? Există o mulțime de tool-uri, chiar și în Visual Studio Code există plugin-uri, există tool-uri desktop, dar există și tool-uri online care te ajută. Și o să copiez tot codul CSS de aici și voi merge pe minifiator online. Hei, salut, sunt Radu din viitor. În timp ce editam acest video, m-am uitat și peste statisticile de pe canalul de YouTube și am văzut că peste 55% din cei care vă uitați la video nu sunteți abonați. Așa că o să te rog să te abonezi apăsând butonul de subscribe de aici de sub video ca să fii la curent cu toate informațiile pe care le postez eu cel puțin o dată pe săptămână și astfel să îți îmbunătățești cariera în IT sau viitoarea carieră în IT pe care ți-o dorești. Bun, hai să ne întoarcem la video. Îl voi lua pe acesta de pe minifier.org, dăm paste aici la codul nostru, bifăm că e cod CSS și dăm minify. Durează puțin și apoi o să primim rezultatul. Rezultatul este acesta. Practic au dispărut 64 de kilo din fișierul nostru. Asta înseamnă aproximativ, nu știu acum să calculez, vreo 20% din dimensiunea acestui fișier. Îl voi copia acel cod minifiat și voi da paste într-un fișier nou style.min.css. Și oricând vedeți un fișier care conține min în numele său, să știți că este minifiat, adică nu prea o să puteți să-l citiți, o să fie destul de greu. Și cam așa arată codul meu minifiat. Are peste 128.000 de caractere. Hai să vedem în folder cât ocupă acum. Deci 184 de kg versus 129 de kg. E o diferență de vreo 20% aproximativ, am zis eu. E bun, gândește-te că practic pe încărcarea acestui fișier poți să îmbunătățești timpul de încărcare cu până la 20%. Acum dacă mergi și mai departe și te uiți aici la partea de network și la fișierele JavaScript care împreună ocupă destul de mult spațiu și aici în partea de jos niște date, ai și timpul de încărcare a paginii, mergi și la fișierele CSS care din nou sunt mai multe, poți să-ți dai seama că poți să îmbunătățești dramatic timpul de încărcare, rankingul și costurile cu acest website. Deci nu neglija partea asta de minifieră. Bun, și cred că aici deja ai observat o problemă. Partea de debug. Cum poți să faci debug la un cod care e minifiat? Cum o să-l vezi acolo în consola din browser dacă el este scris tot pe o linie? Și acea soluție se numește Pretty Print. Nu o să vorbim astăzi despre source map, pentru chestia aia o să fac un video separat în viitor. Hai să vedem cum putem folosi Pretty Print din Chrome. Sunt pe site-ul Microsoft acum, o să dau un F12, o să merg în zona de network, dau și un refresh și aici hai să căutăm un fișier care e minifiat, uite, de exemplu jQuery-ul. Observați aici în partea dreaptă, avem un preview al acestui fișier care e formatat într-un mod citibil, să zicem. Deși fișierul aici în nume are cuvântul min, ceea ce presupune că e minifiat. Hai să-i dăm un open in new tab și observați că e minifiat. De ce îl avem aici neminifiat sau unminified? Pentru că există opțiunea de pretty print aici jos. Aceste paranteze. Observați, acum este dezactivată această opțiune și avem codul scris pe o singură linie, adică minifiat. Bine, oricum noi pentru a face debug în JavaScript, de exemplu, va trebui să mergem în source panel, nu pe network, ci în source panel. Doar aici putem pune breakpoints. Aici nu prea putem pune, observați, nu se întâmplă nimic. Și dacă mergem în două secunde să merg înapoi, așa, aici e deschisă jQuery-ul în zona de sources și din nou voi da pe aceste paranteze care îmi vor face un pretty print punându-mi și taburile aici sau spațiile. Cred că spații sunt astea, da. Și acum observi, pot să pun breakpoint oriunde vreau eu și să parcurg codul
pas cu pas, astfel încât să pot face un debug cât mai bun și să văd unde am anumite probleme în cod. La fel se poate face și pe partea de CSS, ai acel pretty print și îți recomand să folosești această opțiune de oricâte ori ai nevoie și bineînțeles să îți minifiezi codul tot timpul. De asemenea, sub acest video se găsește un articol cu câteva tool-uri care te ajută să minifiezi codul, tool-uri online, desktop, plugin-uri pentru editoarele de cod populare și alte lucruri super utile, deci nu uita să verifici și articolul de sub video. Cam atât am avut pentru azi, te rog spune-mi dacă vrei să mai afli lucruri noi și interesante despre developer tools din Chrome, din Firefox, din Internet Explorer, mă rog, Edge, din orice browser vrei tu. Dacă vrei să, să afli despre anumite funcționalități mai noi, există și versiunea de Chrome Canary care are funcționalități ce nu au apărut încă în totalitate pe versiunea de Chrome pe care o are toată lumea, deci putem discuta și despre Chrome Canary într-un video viitor și bineînțeles sunt o mulțime de alte lucruri pe aici pe care probabil nici nu le știi, nu le-ai folosit sau n-ai auzit de ele, dar care te pot ajuta foarte mult în partea de development web. Ok, nu uita să-mi lași un like, să te abonezi și noi ne vedem data viitoare.